Protosinghelul Nicodim Mândiță, Mănăstirea Agapia, 1889-1975. Viața. Protosinghelul Nicodim Mândiță a fost un iscusit apărător al ortodoxiei și un călugăr misionar fără egal în monahismul nostru contemporan. Acest preacuvios părinte s-a născut în satul Bunești, județul Argeș, din părinți credincioși. Între anii 1916-1918 a luat parte la primul război mondial, iar în anul 1920 a intrat în nevoința monahală la schitul Măgura Bacău. În vara aceluiași an s-a învrednicit de darul preoției. Între anii 1921-1923 a fost preot misionar în satul Schitul Frumoasa, Bacău. Apoi, încă 2 ani, a fost duhovnic la mănăstirea de maici, Giurgeni, Roman. Între anii 1925-1935 a slujit ca preot misionar în Transilvania, în satele Pâclișa Alba, Hărmașul Ciceului și Leurda Gârbovului Cluj. Între anii 1935-1945 a fost duhovnic la mănăstirea Agapia, apoi încă 17 ani duhovnic la mănăstirea Văratec. Ultimii ani, 1962-1975, i-a petrecut la Agapia în liniște și rugăciune, săvârșindu-se cu pace în vârstă de 86 de ani. Faptele și cuvinte de învățătură. 1. Acest cuvios părinte avea de mic o aleasă trăire duhovnicească, iubind cel mai mult rugăciunea, postul și citirea sfintelor cărți. Pentru aceea, toți se foloseau de înțelepciunea lui. 2. Când a intrat în schitul Măgura Târgu Ogna, starețul, văzând ascultarea lui, îndată l-a făcut călugăr. Apoi, văzându-l blând și priceput în Sfânta Scriptură, l-a făcut preot și păstor de suflete. Și învăța așa de frumos pe credincioși, încât veneau de departe să-l vadă și să primească de la el cuvânt de mângâiere. 3. Satul Schitu Frumoasa Moinești era un sat mic, lipsit de preoți și dezbinat de secte. Timp de 3 ani, cât a fost paroh aici, părintele Nicodim a schimbat profund viața duhovnicească a credincioșilor. Mai întâi a întors la ortodoxie pe toți cei dezbinați, apoi a combătut cu multă putere imoralitatea, beția și certurile în familie, desființând cârciumile și întărind unitatea, buna credință și omenia între toți. Și acestea toate le-a săvârșit prin 3 căi. Printr-o viață personală exemplară, prin slujbe frumoase la biserică și prin predicarea vie și permanentă a cuvântului lui Dumnezeu. 4. Spun fiii săi duhovnicești că părintele Nicodim era plin de dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni și foarte râvnitor la săvârșirea celor sfinte. Iubea până la jertfă biserica și dreapta credință apostolică și cunoștea bine Sfânta Scriptură, slujbele și învățăturile sfinților părinți. Pentru aceea era permanent căutat de credincioși și temut celor rău credincioși, că oricine asculta cuvintele lui se lumina la suflet și se întorcea cu bucurie la Hristos. 5. Spun iarăși ucenicii lui că se ruga mult la chilie și nimic nu făcea fără rugăciune. Zilnic citea cele 7 laude la vremea lor, psalmii și alte rugăciuni de taină, apoi citea câteva capitole din Biblie, precum și viața sfântului respectiv. La urmă, stătea de vorbă cu oamenii, spovedea și scria cuvinte de folos. 6. 10 ani părintele Nicodim a fost preot misionar în Transilvania. Spun părinții care l-au cunoscut că s-a dovedit un mare apărător al ortodoxiei și unității românești,
cel mai mult se ostenea pentru întoarcerea celor rătăciți în sânul bisericii noastre. În puțină vreme a realizat o unitate religioasă deplină, înlăturând cu pricepere dezbinările confesionale, imoralitatea și întărind dreapta credință. 7. Văzând acest cuvios părinte că numai cu cuvântul vorbit nu se pot apăra credința și morala ortodoxă, cu binecuvântarea Patriarhiei Ortodoxe Române și a Episcopului de Cluj, a scris și a tipărit sute de broșuri cu conținut moral profund ortodox, împodobite cu imagini pe înțelesul credincioșilor, pe care apoi le împărțea gratuit. Opera sa literar-duhovnicească însumează peste 40 de volume, a peste 400 de pagini fiecare, plus alte peste 10.000 de pagini în manuscris. Prin aceasta s-a dovedit un bun pedagog și un preot misionar rar întâlnit în monahismul nostru. 8. Se spunea despre dânsul că în satul Leurda Gârboului, a zidit din temelii o biserică nouă și a înzestrat-o cu tot felul de obiecte de cult donate, atât de credincioși ardeleni, cât și de moldoveni. După 4 ani de preoție în acest sat, s-a întors din nou în Moldova. Se mai spunea despre părintele Nicodim că în parohia lui nu puteau locui sectanții și cărciumarii. Sectanții fanatici plecau în alte sate pentru că nu puteau face niciun prozelit, iar cărciumarii plecau pentru că nu venea nimeni să le cumpere băuturile. Ei erau singurii oameni care nu-l iubeau pe acest slujitor al lui Hristos. 10. Odată l-au reclamat unii la episcop cum că ar fi preot eretic. Deci, chemându-l episcopul și cercetându-l, i-a zis: „Du-te, părinte Nicodim, înapoi la parohie și învață pe credincioși ca și până acum că nu sfinția ta, ci cei care te-au reclamat mi se pare că sunt eretici.” 11. La mănăstirea Agapia și Văratec, părintele Nicodim a continuat aceeași activitate de duhovnic și preot misionar. Slujea cele sfinte cu frică de Dumnezeu, se ruga și citea mult la chilie, spovedea, învăța pe oameni și tipărea cărți bisericești. După anul 1940, ajunsese cel mai iscusit duhovnic pentru mireni și călugări din partea locului. Părintele Nicodim considera spovedania cel dintâi și cel mai necesar mijloc de cunoaștere, de formare duhovnicească și de îndreptare a creștinului. De aici începea urcușul duhovnicesc, iar spovedania o făcea astfel. Mai întâi cerea credinciosului să citească pravila bisericească, să se roage, să-și cerceteze conștiința și să-și noteze pe hârtie toate păcatele. Apoi îl spovedea fără grabă din copilărie, lăsând pe om să-și spună liber păcatele. La urmă adăuga și câteva întrebări. Apoi rupea hârtia în fața penitentului ca semn de iertare, îi rânduia canon după putere și îndată îi citea rugăciunea de dezlegare. Dacă cineva avea pe conștiință păcate grele, îl lăsa pe penitent după spovedanie încă un ceas, două, să-și cerceteze conștiința, apoi îl dezlega. 13. Acest duhovnic iscusit nu dădea la spovedanie canon aspru niciodată. Mai întâi cerea creștinului să înceteze păcatul, apoi să se roage. Îi cerea să citească zilnic cele 7 laude, să citească Sfânta Scriptură, Învățătura de Credință, Viețile Sfinților și alte cărți de folos sufletesc. El punea accent îndeosebi pe cunoașterea dreptei credințe și pe sfânta rugăciune. „Cine nu citește”, zicea el, „nu cunoaște. Și cine nu cunoaște Sfânta Scriptură și credința ortodoxă, acela ușor cade în păcate de moarte și este prins în mreaja sectelor.” 14. Odată spunea unuia dintre ucenici: „Părinte, eu nu-ți dau post și metanii multe, că și ursul și șarpele postesc, dar ursul tot urs rămâne și șarpele tot șarpe.
când mușcă, amândoi omoară. Așa și omul postește uneori mult, dar în inimă este plin de răutate, iar când dezleagă la mâncare și băutură, cade în păcatul lăcomiei. Deci, postește și te roagă după putere, dar mai întâi citește Sfânta Scriptură și pe Sfinții Părinți. Atunci singur te vei învăța ce trebuie să faci și cum să te rogi și să postești, de ce să te ferești și cum să te mântuiești. 15. Altui ucenic pe care l-a spovedit i-a zis: Frate, nu-ți dau alt canon decât să citești Noul Testament de 5 ori, de 4 ori ca să-ți fie ca 4 pereți de casă, iar a 5-a oară ca să-ți fie de acoperământ pentru casa sufletului tău. 16. O bătrână care nu știa carte l-a întrebat: Părinte, cum să citesc în Noul Testament, că nu știu carte? Iar el i-a răspuns: Dar când primești o scrisoare de la feciorul tău, nu te duci la un vecin să ți-o citească? Așa fă și cu Noul Testament. Roagă pe cei ce au dragoste să-și citească din el și amândoi vă veți folosi. 17. Se spunea despre dânsul că dacă îl întreba cineva ceva, bătrânul nu-i răspundea imediat și direct la întrebare, ci îl trimitea la Sfânta Scriptură, la canoane și la Sfinții Părinți, ca singur să citească și să se învețe și să afle răspunsul dorit. 18. Se spuneau și acestea despre dânsul că niciodată nu chema pe nimeni la spovedanie ca să nu vină cineva din silă, nici nu se interesa de la alții despre fiii săi duhovnicești, ci lăsa pe fiecare ca în mod liber și conștient să lucreze și să-L caute pe Hristos. 19. Uneori spunea fiilor săi duhovnicești: Fraților, pe lângă citirea sfintelor cărți, vă dau și acest canon, ca unul pe altul să vă îndemnați la biserică, la spovedanie, la milostenie și la citirea Sfintei Scripturi, că de nu vă veți ajuta pe calea mântuirii, veți da socoteală în fața lui Hristos de cei care se pierd. Nu vedeți pe sectanți cum se silesc să amăgească pe ortodoși? 20. Spun ucenicii lui că părintele Nicodim nu primea la spovedanie pe călugării și mirenii care aveau alți duhovnici, fără binecuvântarea celora. Nici el nu dădea voie fiilor săi duhovnicești să meargă de la un duhovnic la altul fără motive întemeiate. Pe mirenii însă îi sfătuia să se mărturisească la preoții lor, iar pe călugări la duhovnicii din mănăstirile lor. 21. Uneori învăța pe călugări zicând: Când mergi la cineva dornic de învățătură și lipsit, să-i duci vreo carte bună de citit, du-i și vreo pâine sau altceva de mâncare. Nu vezi că peștele nu vine la undiță goală? Că trebuie să întrebuințăm tot ce ne stă la îndemână ca să putem câștiga suflete pentru împărăția lui Dumnezeu? Astfel, văzând fratele dragostea ta, va primi cu bucurie cuvântul vieții. 21. Alteori spunea la spovedanie: Fraților, am socotit să vă dau de ascultare și canon citirea cuvântului lui Dumnezeu, că de vă veți lumina mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci veți fi capabil să duceți o viață plină de fapte bune și folositoare. De vă dau să postiți mult și să faceți metanii, nu vă cunosc puterea. De vă dau să faceți milostenie, nu vă cunosc starea materială. Și dacă nu vă miluiți mai întâi sufletul vostru, ci îl lăsați flămând, ce folos mai are milostenia? De aceea, întâi luminați-vă mintea cu rugăciunea și cu cuvântul lui Dumnezeu și apoi postiți și faceți fapte de milostenie. 23. Acest cuvios părinte era în toate foarte chibzuit și cu dreaptă socoteală. La mâncare și la post, la rugăciune și la citire, la tăcere sau la cuvânt, la chilie sau la slujbă,
Toate le făcea în tăcere cu blândețe și cu multă frică de Dumnezeu. 24. Spun călugării care l-au cunoscut că el niciodată nu amintea lucruri din trecut. Când vorbea, rostea fiecare cuvânt cu atenție, să nu greșească sau să smintească pe cineva cu ceva, niciodată n-a fost auzit să o sândească, să se certe sau să vorbească de rău. Nici pe altul nu îl îngăduia să pârască sau să clevetească pe aproapele în chilia lui. Nu uitați, zicea bătrânul, că pentru tot cuvântul deșert vom da seama în ziua judecății lui Hristos, Matei 12:36. Alteori le amintea cuvântul psalmistului: pune, Doamne, pază gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, Psalmul 140:3. Cuvântul lui era înțelept, liniștit, dres cu sare. Mai spun părinții că el nu primea slujbe, nici nu se ruga pentru cei ce nu citeau cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, nu primea la spovedanie pe cei ce nu veneau la biserică și refuzau citirea Sfintelor Cărți. 26. Părintele Nicodim prețuia foarte mult timpul și niciun minut nu-l risipea în zadar. Timpul, zicea el, este scump ca și sufletul. Ai pierdut timpul, ai pierdut sufletul. Că eu, dacă n-aș fi economisit bine timpul și n-aș fi trăit cu program, nimic n-aș fi făcut în viață. 27. Bătrânul cerea ucenicilor lui să facă toate cu rugăciune și cu sfat, să-și facă dinainte canonul și rugăciunea pentru timpul cât lipsea din mănăstire. 28. Uneori învăța pe maici zicând: dacă plângi numai și nu pui început bun, nu te folosești, de aceea să fim cu grijă, să nu ne găsească moartea dormind. Vai de noi, de nu ne va afla moartea, de ne va afla moartea dormind, că în ce ne va găsi, în aceea ne va judeca. Roman 2:6. 29. Zicea părintele Nicodim: patru sunt felurile de viețuire în lume. A. Viețuire diavolească, a celor ce se ridică împotriva lui Dumnezeu, a bisericii și a oamenilor, adică celor ce hulesc împotriva Duhului Sfânt și fac rău binefăcătorilor lor. B. Viețuirea dobitocească, a celor ce se răzbună pe semenii lor, care răsplătesc rău pentru rău, care nu iartă și nu rabdă nedreptatea, precum și a celor ce trăiesc în beții și desfrânări. C. Viețuirea omenească, a celor ce răsplătesc cu bine pentru bine și iubesc pe cei ce îi iubesc, a celor ce cad și iarăși se ridică din păcate. Și D. Viețuire duhovnicească, a celor ce se ostenesc a face bine vrășmașilor lor, adică celor ce iartă, miluiesc și vorbesc de bine pe cei ce îi urăsc, precum și a celor ce pururea cugetă la legea Domnului. 30. Zicea iarăși: creștinul are patru feluri de părinți. A. Părinți trupești, care ne-au născut după legile firii. B. Părinți sufletești, nașii de la botez, de la cununie sau călugărie. C. Părinți duhovnicești, adică preoții și duhovnicii. Și D. Tatăl nostru cel ceresc, care ne-a creat și ne poartă în toate de grijă. Pe părinții noștri cei pământești se cuvine să-i cinstim și să-i ascultăm, iar pe Dumnezeu se cade neîncetat să-L slăvim și să-L lăudăm. 31. Zicea iarăși părintele Nicodim: sunt patru feluri de împărtășiri. A. Prin săvârșirea a toată fapta bună, după cuvântul Domnului care zice: cine face poruncile mele,
acela mă iubește pe mine, Ioan 14:21. B. Prin ascultarea cu atenție a cuvântului lui Dumnezeu, adică prin citirea sfintelor cărți, prin slujbe și cântări duhovnicești după cuvântul care zice: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4:4. C. Prin sfânta rugăciune făcută cu smerenie și luare aminte. Și D. Prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, aceasta este împărtășirea cea mai înaltă, fără de care nimeni nu se poate mântui. 32. Spuneau maicile din mănăstirea Văratec și Agapia că părintele Nicodim era un om de rugăciune. Se ruga în chilie cu mâinile înălțate spre cer, se ruga în biserică, se ruga pe cale, se ruga în pădure, permanent slăvea pe Dumnezeu. După ce își termina rugăciunea, deschidea ușa chiliei și vorbea cu oamenii, spovedind și mângâind pe toți. Uneori fața lui era luminată de darul rugăciunii și de bucuria Duhului Sfânt. 33. Acest renumit duhovnic era foarte râvnitor pentru mântuirea celor ce veneau la el. Pe toți îi primea cu dragoste, îi mărturisea cu atenție și îi sfătuia cu înțelepciune, căci era statornic și hotărât în cuvânt și niciodată nu se schimba, făcea totul să salveze sufletul omului. 34. Odată a venit la părintele un om tulburat și i-a spus: părinte, au venit peste mine multe necazuri și nu le mai pot răbda, dă-mi un cuvânt de folos. Nu te tulbura, frate, a zis bătrânul, vezi cârbele acestea? Iată, pe aici a pășit Hristos. Pe aici au trecut Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinții Apostoli, Sfinții Mucenici și toți părinții. Pe aici se cade să trecem și noi, cei care urmăm lui Hristos, că nu este altă cale de mântuire. Nu putem dobândi bucuria mântuirii până nu gustăm mai întâi din paharul suferinței și al necazurilor vieții. 35. Într-o zi a venit la părintele Nicodim o femeie să se spovedească, iar el i-a spus: citește cu atenție această carte, notează păcatele pe care le-ai făcut, apoi stai în genunchi înaintea sfintelor icoane și le repetă de 7 ori cu căință și cu lacrimi. După aceea vino să te mărturisesc. Că precum Neeman sirianul s-a afundat de 7 ori în apa Iordanului, 4 Regi 5:10, și s-a curățat de lepră, așa și noi să cade, să ne căim din inimă, ca să ne spele Dumnezeu de lepra păcatelor. 36. Iar pentru sfânta rugăciune învăța: fraților, să ne rugăm neîncetat cu luarea minte și cu atenție, să nu lăsăm mintea să hoinărească în timpul rugăciunii, că la ce te gândești, la ceea te și închini, și rugăciunea se preface în păcat, că te închini idolilor din minte, iar nu lui Hristos. Deci, să cerem ajutorul lui Dumnezeu, ca să ne putem ruga cum trebuie, iar dacă gândurile noastre fug, să le întoarcem înapoi, precum își întoarce ciobanul oile ce fug din turmă. 37. Odată i-au zis ucenicii: părinte, dă-ne un cuvânt de folos. Iar bătrânul le-a răspuns: fraților, să aveți credință în Dumnezeu că ce nu pot face oamenii, face El într-o clipă. De nimic să nu vă temeți decât de Dumnezeu, de aceea păziți poruncile Lui ca lumina ochilor, că a Lui este slava în vecii vecilor. Amin. 38. Părintele Nicodim avea mare evlavie către Maica Domnului, căreia i-a închinat multe rugăciuni și pagini frumoase, iar în fața sectanților a apărat cu multă putere cinstirea preasfintei Fecioare, mărturisind-o născătoare de Dumnezeu cu adevărat și mijlocitoarea mântuirii noastre. El nu îngăduia să pună cineva podoabe și obiecte de mult preț la icoana Maicii Domnului.
39. Acest neobosit duhovnic purta mare grijă pentru mântuirea tuturor. Pe călugări îi sfătuia să facă ascultare fără cârtire și să se roage neîncetat. Pe mireni îi sfătuia să muncească cu demnitate pentru pâinea cea de toate zilele și să vină neîntrerupt la biserică. Pe cei căsătoriți îi sfătuia să nască copii și să-i crească în frică de Dumnezeu, combătând cu multă putere divorțul și avortul. Iar pe tineri îi îndemna să asculte de părinți, să învețe carte, să se ferească de beție și de sfârnare, ca să fie folositori societății în care trăiesc. Pe toți îi îmbărbăta ca un părinte, îi învăța ca un duhovnic și îi mângâia cu dragoste de mamă. Încă și pe cei bolnavi vindeca cu rugăciunea, căci era întărit cu darul Duhului Sfânt. Un călugăr iubitor de liniște l-a întrebat: Părinte Nicodim, ce este mai de folos astăzi pentru călugări? Să stea la liniște și să se roage sau să ajute la mântuirea altora? Să le facă pe amândouă, întâi rugăciunea și viața cât mai sfântă și apoi misiunea, care este dragoste și milostenie duhovnicească. Când vezi casa vecinului în flăcări, poți să stai la liniște și să te rogi până nu arunci pe foc o găleată de apă? Lumea de astăzi este aprinsă de focul urii, al desfrâului și al păcatului. Să ajutăm și noi călugării, după putere, la mântuirea oamenilor. 41. Spunea părintele Nicodim ucenicilor săi: Când am fost hirotonit preot, m-am rugat în taină lui Dumnezeu și i-am cerut să-mi dea darul cuvântului, al înțelepciunii duhovnicești și al povățuirii sufletelor pe calea mântuirii, ca să pot călăuzi cât mai mulți creștini la împărăția cerurilor. Am gândit atunci să nu primesc bani pentru slujbele religioase, dar văzând că prin aceasta aduc sminteala altora și se mâhnesc credincioșii că le refuz darul, am hotărât înaintea lui Dumnezeu să primesc cele ce-mi dau credincioșii la biserică. Însă, o parte de bani să-i dau la săraci, iar altă parte să-i folosesc pentru tipărirea și cumpărarea de cărți sfinte, pe care apoi să le împart gratuit celor ce au nevoie. Așa am făcut toată viața mea de preot. Și multe suflete s-au folosit și s-au întors la Hristos cu ajutorul rugăciunilor, al sfatului bun și al cărților sfinte. 42. Unui ucenic care se certa cu cei din jur i-a zis: Nu este bine și creștinește să-ți pierzi timpul în discuții care duc la ceartă și dezbinare. Acela este biruitor în discuții, care la început se pare că este biruit, dar până la urmă reușește să rămână în pace și dragoste cu acela cu care nu se potrivește în idei. 43. Uneori zicea bătrânul către ucenicii săi: Poporul nostru creștin este foarte iubitor de Dumnezeu, de adevăr, de dreptate, însă fiecare i-a pipăit numai buzunarul. Rar s-a găsit câte unul aici colo ca să-l ajute, să-l călăuzească și să-l îndemne cu adevărat la cele bune, la mântuire. Mă doare inima că nu pot face mai mult pentru acest popor, căci și eu sunt os din oasele lui, carne din carnea lui. Dacă aș putea, m-aș duce din casă în casă să stau de vorbă cu credincioșii noștri, să-i învăț dreapta credință, să le las vreo carte bună pentru citit, să fac rugăciuni cu ei, să-i mângâi în necazuri și să mă bucur împreună cu ei, ca să nu se simtă singuri și părăsiți. 44. Părintele Nicodim punea mare accent pe răspândirea cărților bune ortodoxe în rândul credincioșilor. Uneori zicea către fiii săi duhovnicești: O carte bună creștinească este un înger al lui Dumnezeu, căci te învață să-L cunoști și să-L iubești, să descoperi frumusețea vieții în Hristos, să iubești pe oameni, să te ferești de păcat și să te îngrijești de mântuirea sufletului.
Dacă în viață agonisești cărți sfinte în locul banilor, urmașii s-ar folosi de pe urma lor, iar dacă le-ar vinde, tu nu vei pierde folosul lor și ți se va socoti ca o milostenie sufletească, pentru că oriunde vor ajunge cărțile sfinte, vor răspândi lumină și vor aduce sufletele la cunoștința de Dumnezeu. Iar dacă vor rămâne după tine bani sau averi și urmașii le vor cheltui în păcate, nu numai că nu te vei folosi cu ceva, ci vei fi găsit vinovat, că prin zgârcenia și lăcomia ta ai dat urmașilor prilej de păcate. 45. Dacă faci praznic mare, încât să hrănești tot satul, dacă îmbraci pe cei săraci cu haine noi, dacă faci chiar și biserici din temelie, nu se supără atât de mult vrășmașul ca atunci când dai cuiva o carte bună de citit, o carte creștinească în care să poată vedea, ca într-o oglindă, starea lui sufletească de decădere morală și de păcătoșenie. 46. Un credincios l-a întrebat pe părintele Nicodim: Cuvioase părinte, locuiesc într-o casă modestă, de la o mătușă de-a mea. Oare ce aș putea face eu mai bun pentru sufletul ei, ca să ai mai multă nădejde pentru mântuirea ei? A răspuns bătrânul: și să capeți și o pace lăuntrică, este bine ca din ce economisești după putere să cumperi cărți creștinești și să le dai celor dornici drept milostenie, să le citească și să cunoască voia lui Dumnezeu. Căci pe lângă sfintele slujbe pentru cei răposați, mare folos își agonisesc creștinii care dau cărți bune în dar celor ce doresc mântuirea sufletului. 47. Iar pentru Sfânta Spovedanie spunea ucenicilor săi: Aveți grijă de cei care îi aduceți să se mărturisească. Nu purtați oamenii pe drumuri dacă ei nu sunt hotărâți să părăsească păcatele. Nu legați oamenii la ochi, ci spuneți-le clar și deslușit, să știe ce au de făcut pentru sufletele lor. Dacă nu vor să părăsească bețiile, desfrânările, judecățile, certurile, lenea și toată răutatea, lăsați-i pe unii ca aceștia în voia inimilor. Iar dacă vor încolți frica de Dumnezeu și gândul morții în inimile lor, dacă se vor hotărâ să părăsească păcatele care îi robesc, să ducă lupta cea bună creștinească, să se roage, să postească, să meargă regulat la biserică, să facă milostenie, să se împace cu semenii lor, să nu mai înjure de cele sfinte și să asculte de păstorii bisericii, atunci dați-le să citească cărți ziditoare de suflet și ajutați-i să se pregătească pentru Sfânta Spovedanie. După ce se vor pregăti bine de tot, să-și noteze păcatele din copilărie, să-și le citească cu căință înaintea sfintelor icoane cu candela aprinsă și cu o zi de post să se hotărască a le părăsi, a face canon și a pune început bun. Numai așa trebuie să vină credincioșii noștri la taina spovedaniei. Dacă nu vin în grabă, iar dacă vin în grabă, fără hotărâre de a părăsi păcatele și nu fac nici canon, păcatele rămân în inimile lor și spre o sândă se împărtășesc cu sfintele taine ale lui Hristos. 48. Odată părintele Nicodim a spus unui grup de credincioși: Dragii mei, chiar dacă ați fi nebotezați, când este vorba să suferiți pentru dreapta credință sau pentru sfintele cărți, acea suferință are putere să curețe păcatele celui ce suferă fără cârtire. Cel ce pătimește pentru dreapta credință și pentru cărțile sfinte, acela este numărat cu mucenicii Bisericii lui Hristos. Pentru nimic nu se supără mai mult vrășmașul ca pentru o carte bună folositoare de suflet dată credincioșilor. Prin cărțile sfinte ce le citim, se strică toate planurile vrășmașului diavol. Dacă faci praznic cu săracii, el nu se supără atât de mult. Dacă te faci ctitor la biserică, el nu ți-are grija. Dacă postești și te rogi, el se supără mult, dar nu ca atunci când dai cuiva pentru citit o carte bună ziditoare de suflet.
Prin asemenea cărți ortodoxe, multe suflete se trezesc din robia patimilor care îi stăpânesc ca dintr-o beție. 49. Un fiu duhovnicesc l-a întrebat pe părintele Nicodim: creștinul care are râvnă pentru faptele bune și citește cărțile sfinte, dar nu se mărturisește regulat și nu urmează sfatul duhovnicului său, se poate mântui? De va avea cineva, a răspuns bătrânul, multe cărți sfinte și se va sili la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu fără spovedanie și fără ascultare față de un duhovnic iscusit, nu se poate mântui. Acela este asemenea unui om bolnav ce intră să cumpere medicamente dintr-o farmacie, dar lipsește farmacistul. Fără cel ce poate să-i dea medicamentele necesare, bolnavul nu se va vindeca. Duhovnicul este pentru fiii săi duhovnicești doctor, dascăl și părinte, model de trăire în Hristos, rugător povățuitor, garant înaintea Preasfintei Treimi, mijlocitor înaintea Fiului și izvor prin care se revarsă harul Duhului Sfânt asupra ucenicilor săi. Prin mâinile lui îi se dezleagă păcatele, prin cuvintele lui se învață cele sfinte și prin rugăciunea lui se coboară peste el harul mântuirii. Mare rol are duhovnicul bun în viața creștinului. 50. Mai zicea părintele Nicodim: frații mei, să iubim Cartea Sfântă, începând cu Sfânta Scriptură, viețile sfinților și cărțile de rugăciune, și să le dăm cu inimă deschisă și altora spre folos și mântuire. Banii dați pe o carte sfântă sunt o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu. Noi ne vom duce de aici mai devreme sau mai târziu, dar dacă reușim să lăsăm urmașilor cât mai multe cărți sfinte, le lăsăm o zestre de mare valoare pentru ei și pentru cei care vor urma după ei. După 55 de ani de aleasă viețuire și slujire în Biserica lui Hristos, cunoscându-și dinainte sfârșitul, părintele Nicodim și-a dat sufletul în mâinile Domnului, duminică 6 iulie, în anul mântuirii 1975. Obștea maicilor din Agapia și Văratec i-au așezat trupul până la a doua venire lângă altarul bisericii pe care, cu demnitate, a slujit-o peste o jumătate de secol. Iubiți prieteni, în cazul în care nu ați făcut-o deja, abonați-vă gratuit la canalul de YouTube Calea spre Mântuire și apăsați clopoțelul de notificări pentru a vedea toate noile postări ale canalului, emisiunile în direct și sfintele liturghii transmise live de la cele mai frumoase mănăstiri din România și din Muntele Athos. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.